Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul academician Mircea Dumitrescu, sculptor, grafician, nici nu știu cum să vă prezint. Eu, în general, folosesc cuvântul grafician și țin la el și al doilea ar fi profesor. Acum sunt pensionar, așa că profesor nu mai se folosește, rămâne pe grafician. Care e diferența? Nu fac o schiță, o grafică, toți înainte să se apuce de un proiect? Da, nu e grafică, atunci e desen. Da. Și în mod normal îți faci proiectul. Sunt puțin contra cuvântului proiect, pentru că toată lumea folosește că fac un proiect, m-am săturat de ideea de proiect, că la un moment dat adormim în proiecte și nu mai finalizăm nimic. Aici are dreptate domnul Eugen Schileru și la fel l-am auzit foarte mult la Eugen Simion, în care spune: domne, noi valahii cam adormim în proiecte, ne propunem lucruri mari, dar proiectul nu-l finalizăm. Noroc că am reușit împreună cu domnul Eugen Simion să finalizăm proiectul cu manuscrisele eminesciene și e o lovitură și an care poate să facă niște gravuri originale și atunci poate să facă niște volume mici de poezie în care să se unească v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul academician Mircea Dumitrescu, sculptor, grafician, nici nu știu cum să vă prezint. Eu, în general, folosesc cuvântul grafician și țin la el și al doilea ar fi profesor. Acum sunt pensionar, așa că profesor nu mai se folosește, rămâne pe grafician. Care e diferența? Nu fac o schiță, o grafică, toți înainte să se apuce de un proiect? Da, nu e grafică, atunci e desen. Da. Și în mod normal îți faci proiectul. Sunt puțin contra cuvântului proiect, pentru că toată lumea folosește că fac un proiect, m-am săturat de ideea de proiect, că la un moment dat adormim în proiecte și nu mai finalizăm nimic. Aici are dreptate domnul Eugen Schileru și la fel l-am auzit foarte mult la Eugen Simion, în care spune: domne, noi valahii cam adormim în proiecte, ne propunem lucruri mari, dar proiectul nu-l finalizăm. Noroc că am reușit împreună cu domnul Eugen Simion să finalizăm proiectul cu manuscrisele eminesciene și e o lovitură și bună. Spun că ne-am făcut un vis pe care l-au avut toți, de la Noica, la Călinescu, la cine să mai spun, pentru că toți, la Petru Creția, și mă bucur că manuscrisele au apărut. Așa că pentru mine cuvântul grafician înseamnă foarte mult. La ilustrația de carte, la grafica de carte, se lucrează greu. Nu e la îndemâna oricui. Bun, în zilele noastre, să spunem, se citește mai puțin. Nu de citit. Vedeți, cât timp am fost profesor, am încercat cu studenții să ne apropiem puțin de opera scrisă și asta e și plăcerea mea, ca să am mai degrabă prieteni între scriitori decât am între artiști plastici. De ce? Pentru că
ai ce să înveți de la scriitori, ei folosind ideile și, și limbajul scris, cu care suntem și noi familiarizați, dar se poate întâmpla un lucru, să facem o simbioză foarte bună între imaginea plastică și textul scris. Ați văzut foarte clar că tirajele nu mai sunt alea de 200.000, 100.000, cum erau înainte, BPT. Dacă scoți 30 de cărți, 300 de cărți, 200 de cărți de poezie, ești fericit. De altfel, acum, cu tehnica asta digitală, nici, cred că editorii nici nu le scot tot tirajul, de-aia nici nu pot să spună la spate ce tiraj trag, pentru că nu știi dacă se vinde bine, dacă nu se vinde bine. Mai scoate un rând? Mai scoate un rând? Eu nu știu cum se poate spune timbru pe o, acum. Credeți-mă, sunt în afară de subiectul ăsta. Dar întotdeauna am zis că e un lucru foarte bun să putem folosi legătura dintre un grafician care poate să facă niște gravuri originale și atunci poate să facă niște volume mici de poezie în care să se unească poetul cu un artist care să știi și tipărească el, să imprime cu valoarea, cu gravura originală, și atunci tirajele devin o ediție mică. De altfel trebuie să recunoaște că Avangarda toată e plină numai de tiraje foarte mici. Revista 1, toate lucrurile alea sunt mici. Eu am văzut, de exemplu, la Fiul lui Jebeleanu, un volum care era pe hârtie roz și aveau chiar desene originale al lui Salvador Dalí. Și de-aia erau numai 3 exemplare. Așa că... Valoarea era mult mai mare. E mare. Acum crește. Dacă ai un Browner sau dacă... Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Brâncuș ar fi ilustrat un Eminescu. Cred că toți am fi folosit, cum a făcut portretul lui Joyce. Spirala aia e Joyce. E, dacă îl făcea pe Eminescu, eu știu, un infinit. E, ar fi fost nemaipomenit. Toată lumea se repezea pe infinitul lui Brâncuș, așa cum, de altfel, desenele lui Nichita apar foarte des și deja au început să intre în public, care... Pot să spun că sunt bucuros că le-am făcut, că le-am băgat la Respirări, când lucram și la editura Sporturism. Și știți cum era, tot scriitorul avea datorii la Uniunea Scriitorilor. Și cum dădeau, Uniunea Scriitorilor dădea pe un scriitor și așa punea mâna pe banii lui și îi băga la datoriile care le făcea. Și atunci am găsit formula, hai să îi bag desenele lui Nichita, care banii erau dați la Uniunea Artiștilor Plastici. Și atunci nu se mai punea impozitul, și nu, adică impozitul se impunea, dar nu oprea la datorii. Și așa au rămas desenele lui Nichita, care sunt foarte frumoase și are și acolo foarte des făcută această spirală, optul ăsta de infinit, care se transformă la un moment dat în piramide ca niște clepsidre, care stau în alte clepsidre, dar la un moment dat curge apa din ele, cu pești, cu barbieri și cu lebede. Să juca era nemaipomenit. Deci, practic, a fentat Uniunea Scriitorilor. Da, a banilor, datoriilor. Dar acum, dacă spun, mă gândesc că Uniunea Scriitorilor a câștigat destul de mulți bani după urma lui Nichita și după urma lui Eminescu. Așa că nu se poate vă uita cineva că statul român a fost băgubit de impozitul respectiv. De altfel, dacă stai și te gândești, scriitorii ca și artiștii plastici sunt cam jumuliți de stat destul de mult. Au terminat transcrierea sau transpunerea operelor eminescene în digital? Ele de la început au fost digitale, pentru că atunci când am lucrat... sistemul care l-am aplicat, era singurul care puteam să apară lucrurile astea. N-are rost să vorbesc pentru că am tot trâncănit de cum am făcut și degeaba explici pentru public, pentru că tehnica s-a schimbat foarte mult. Dar am făcut un lucru care e bun și e verificabil. Am dat în același timp alături de volumul așa cum l-am restaurat, și digitalul caietelor, adică exact a caietelor cum sunt acum în
sertarele sau, mai bine spus, în camerele cu aer condiționat ale Academiei, Bibliotecii Academiei, mai ales că nu se mai pot umbla la ele, hârtie deosebit de friabilă. Și atunci am dat odată cu volumul și, și forma care se află acum în, în caiet. Deci, pe de o parte pot fi verificat ce am făcut și pe de o parte rămâne ca o mărturie și omul poate să cerceteze. E adevărat că ce am făcut noi sunt lucrurile mult mai bune, în sensul că sunt mult mai citibile. Pentru că cerneala, fiind o cerneală la un moment dat destul de toxică pentru hârtie, fiindcă era lucrată cu pilitură de fier, maronul, și ea atacă, atacă hârtie. Da, și ia aer și se oxidează și trece maronul ăla pe partea elantă. A, și nu se mai poate citi... Nu numai că nu se citește, eu pot să vă spun că am și găsit, Petru Creția a și spus treaba asta, a fost foarte interesant, că el a spus, după ce l-am apostrofat, cum adică ai lucrat la ele și mai spui că ai găsit 24 de poezii noi, de unde le-ai găsit? Păi zic că tot, dacă tot cauți acolo, găsești pe un col, scris cu creionul, găsești cu tare. Și culmea e că avea dreptate. Pentru că am găsit un desen care era astupat de cerneala care trecuse pe partea cealaltă și se confunda cu... De altfel, să și poate vedea desenul la pagina 52 din primul volum, pe care Perpesicius nu-l descoperise. Se fac, sunt folosite acum tehnici de... scanare, radiografie. Acum da. Acum sunt de toate, sunt multe și din păcate noi avem destul de mari greutăți pentru că suntem o țară săracă și interesul nu prea e prea mult spre cultură, cred că ați observat. Spun aceasta pentru că grija față de manuscrise ar trebui să fie foarte, foarte mare. Eu și acum am oful în cadrul Academiei să găsim niște hârtie bazică care să despartă foile dintr-o parte în alta ca să nu mai, pentru că hârtia datorită cleiului este acidă și mănâncă foaia originală. Mai bine ar sta singură în aer, așa. Dar dacă pui o coală peste alta, trece un clei peste altul. Mai ales că sunt șarje deosebite. Depinde ce intensitate de structură a cleiului e făcut. Dar astea sunt alte probleme. Mă gândesc la câte falsuri s-au făcut folosind hârtie veche, îmbătrânită, artificială. Da, nu cred în treaba asta prea mult. Da, astea sunt cele mercantile. Eu vreau să vă explic că în toate manuscrisele eminesciene nu sunt decât 3 foi de hârtie bună pe care a scris Eminescu. În sensul că sunt 3 col de hârtie engră și alea nici măcar nu sunt ale lui hârtiile, sunt niște invitații la un bal al unor oameni bogați din perioada respectivă și el a scris pe spatele acestor col de hârtie. El a scumpă hârtia? Era cea bună pentru că celuloza, toate firmele se păstrau, erau. Păi și acum, de exemplu, eu imprim pe hârtie de mână și desenez acum pe hârtie de mână, pe care ar mai rămas un bun hai să spunem, poligraf, sau mai bine spus inginer, care face hârtie de mână în Ungaria, Vince Laszlo. Și vreau să spun că fac niște lucruri interesante pe care le-am făcut și noi pentru români. Am scos cărțile lui Macarie, toate, de la Evangheliar, Tetra Evangheliar, Ohtoic, pe hârtie de mână. Ce înseamnă pentru marele public? Nu e un termen familiar? Da, hârtia de mână va rezista încă, cum să vă spun eu, încă 800 de ani. Poate să rezistă ca și o țesătură. Este celuloza și bună, dar în același timp nu numai celuloza e problemă, că noi aveam celuloză foarte bună, rețeta liantului din... dacă are prea mult clei sau ce puneam noi, acum am ajuns să facem toți hârtie de mână, dar sunt hârtii care sunt tot deșeuri, nu are niciun rost.
Spun aceasta pentru că, vedeți, nu știu, o fie epoca asta digitală nemaipomenită, dar parcă eu când iau o carte în mână, îmi place. Una că mai are mirosul, țin minte când au venit americanii și au făcut prima expoziție de carte la Dallas și aveau și niște cerneală când imprimau, de mirosea, eram încântat, luam niște tuburi goale ca să miros cerneala respectiv. E altceva când răsfoiești o carte, vedeți? Să nu ne depărtăm, deci numai în Ungaria o singură persoană mai face această... Nu, au fost foarte mulți. Dar au început, nu se mai caută. Sunt fabrici mari care fac, italienii stau foarte bine cu hârtia, nemții, dar pentru cantitate mare. Din coace, omul ăsta rezistă și face hârtie pentru artiști, are și niște băi, n-am cum să explic, sunt niște băi speciale în care pe sistemul japonez de hârtie, de scoate hârtia așa și se depune ca o pâslă, așa ca o apă și face hârtie și de 4 metri și face, poate să facă de grosime foarte mare, nu poligrafic. Dar e complicat așa, dar pentru mine este, scopul este important, pentru că mă uitam la Budapesta și noi ar trebui să facem, de asta am și luat ideea asta de el face biblioteca Academiei, adică biblioteca din Budapesta, cred că o face mulți, nemții fac iară, ca să-i obișnuiască pe oameni să pună mâna, să aibă sentimentul cărții, refac cărțile, edițiile Princeps și ele sunt în bibliotecă, dar originale nu mai poți, dar ele sunt făcute identic. Vințe face aceste cărți. Face aceste cărți, am și eu o carte, am un dicționar maghiar latin, făcut la 1600. Secolul 16. Deci, da. Practic, este o reproducere. Da, e o retipărire. Dar, în același timp, tu ai plăcerea legăturii, ai plăcerea cărții deschise. Era legătura era de piele. Sigur că da, așa le face. Dar, închipuiți-vă, asta am încercat eu să fac la Eminescu, să păstrez forma bibliofilă, să-ți dea sentimentul ăla a caietelor lui, al lui. Pentru că lumea tot timpul crede că sunt niște, de altfel au fost și niște critici care au spus că sunt maculatoare caietele lui Eminescu. N-are rost să insistăm, pentru că bătălia literară e mai mare decât cea plastică. Și aceste maculatoare sunt puține, aceste caiete. Restul, exact cum mi-a explicat Petru Creția, Maiorescu și ceilalți au dat manuscrisele unui legător și în momentul ăla le-a bătut cum erau, le-a pus la cotor și le-a cusut, le-a legat. Și aici sunt foii alandala unele. De asta și spus Creția că a vorbit el în privința asta și mi-a explicat. Zice, unele pagini nu se pupă cu celelalte, pentru că manuscrisele eminescene, adică foile, nu erau într-o ordine, mai ales că a fost primată lata aia pe care o căuta Chibici, să zicem, să-și găsească un stăpân, moștenirea lui, de altfel singura care a lăsat-o Eminescu, partea intelectuală, nu vorbesc de pantofi sau alte treburi, sau case. Avea casă? Păi, avea tot felul de stat, de altfel și dat-o afară de la Madame Slavici, de unde i s-a tras totul. Spun lucrurile astea pentru că, vedeți, înăuntru apar bilete, sunt hârtiuțe de intrare la teatru, la operă, sunt programe, sunt hârtii care se îndoaie, adică aceste manuscrise făcute păstrează forma inițială a obiectelor pe care le-a făcut Eminescu. Deci sunt foi care se desfac în patru, am băgat înăuntru plicurile care le-au scris cu scrisorile. Deci este o construcție, nu este o tipăritură prin fotografie. Am încercat să redau plăcerea căutării în ca și în manuscrisele inițiale. De altfel, am fost foarte bucuros și cred că sunt între ultimii
care am putut să beau o cafea lângă manuscrisele Eminescene, când le cerceteam. Pentru că acum sunt puse într-un... Da, sunt puse la... E păcat să mai se umble. Nu se mai poate, hârtia este friabilă. Dar exista riscul ca o mare parte a operei să pierdă. Da, sigur că adică da. Dacă lada aceea nu... Vă spun, da, nu prea știu cum e. Da, nu, că săracul le căuta, tot îi spunea, frate Chibici, unde-i lada mea, unde-i lada mea? Vedeți că un scriitor nu ține, cu adevărat, nu ține la o casă. Eu cunosc o mulțime de scriitori care au fost boemi. Am trăit și eu într-o lume boemă și m-am apropiat mai degrabă de boemie decât de ăia cu cravată, cu costum și... Acum, la bătrânețe, m-am apropiat de ei, dar înainte eram pe la Catanga, la Podgoria, lumea nu le știe, dar pentru mine le am în cap, așa, boema, totul e o viață. Dar mă întorc la treaba cu Eminescu, odată cu volumele, să dau și CD-urile. Care sunt așa cum sunt în faza în care le-am făcut eu. Ele au rămas în privința asta. Apropo de sculptură, de artele plastice da. În general, cum funcționa cenzura? Că, hai să zicem, la operă literară se uita cenzorul, înțelegea el ce înțelegea acolo. Chiar povesteau colegii de la un ziar care funcționa în comunism, zice, dom'le, a venit băieșul cu să gândea el că a strecurat 26 de șopârle și au găsit 36 cenzori. Îi căutau sensuri ascunse, glume, mă rog. La opera plastică, să spunem, care era, cum putea să nu convină sau ce da, putea să deranjeze? Da, eu pot să vă dau un exemplu. Prima expoziție care am făcut-o și după aceea a doua am făcut-o după 35 de ani. Deci prima care am făcut-o a fost la sala Simeza. A venit de la cenzură și eu făceam gravură. Gravura e neagră. Făcuțem plăci mari și erau, nu cred că puteau să-mi citească imaginile, pentru că erau destul de complicate. Dar faptul că era negru nu intra în stilul optimist al epocii. De altfel, boala asta o avem, pentru că literații o scot în general, cred, pentru că după Revoluție nu mai erau ziare cu roșu. Țineți minte, toate erau albastre, verde nu se băga că era pe partea elantă. Și uitați-vă în perioada aia că toate ziarele erau ori negre, ori cu albastru. Această sensibilitate cromatică, fără sens, că culoarea nu are nicio vină. La sculptură pot să vă dau un exemplu. Și la mine au venit cenzura și s-au uitat la mine. Eram cam infantil așa și prea... Nu credeau că pot să am ceva în cap. Și m-au lăsat în pace. După mine a venit Paul Vasilescu, care a venit chiar cu sculptură. De-aia vă pot să vă dau o discuție în privința asta. Deci la gravură nu s-au băgat. S-au băgat, dar s-au uitat la mine și nu era bun, dar aveam și sculptură. Dar asta e cu totul altceva. Mi-a dat drumul. După mine a venit Paul Vasilescu, care era și secretar de partid la UAP. El avea o perioadă în care făcea niște femei ca niște pomone, dar cu mulți sâni. Și momentul ăla lui i-a interzis expoziția. Deci, fiind și politic, fiind, adică, așa cum cât se putea la noi să fii politic în partea artistică, că n-au fost, nu, la noi n-am avut excelat în domeniul ăsta al cuvintelor. Poate numai era domnul Ghezavida care ajunsese în CC, dar faptul că era la Satul Mare, acolo. O treabă de asta. Dar nu, n-au,
N-au excelat. De exemplu, hai să înțelegem nuditatea. Să știți că și Facebook o penalizează. A fost chiar un proces în Franța. A pus unul pe Facebook o pictură de pe la 1800 și ceva și i-au interzis contul, i-au banat contul pe motiv că folosește imagini indecente. Deci nu e ceva neașteptat. Cam dar arta modernă... Acum se întâmplă următoarea treabă. Cum înțelegea cenzorul, să spunem, din... Nu e... Pentru că erau niște oameni, înțeleg foarte bine. Sculptură modernă. Eu înțeleg foarte bine ce spuneți. Problema e alta. Educația noastră a fost nulă. Exceptând noi, artiștii plastici, care toată lumea se mirau cum stau la voia, la facultate, sunt femei dezbrăcate complet. Nu uita că atunci nici nuditatea nu era, adică la mare nu prea, erau încercuiți, era un fel de pudicitate prost înțeleasă. Ce se întâmplă acum? Se depășește, intră în vulgaritate. Atunci se căuta frumusețea, pot să explic, pot să spun că noi aveam 200 de studenți în toată facultatea și aveam 200 de modele. Pentru că în anul 6, realismul socialist te obliga să pictezi după o scenă pe care aproape ți-o montai. Deci aveai nevoie de 6 oameni dacă trăgeau năvodul, după parcă tu puneai și aveai în clasă ca să vezi. Era un anumit lux. Acum te poți juca cu niște poze, cu nu știu ce. Dar e o mare diferență. Și nu vreau să insist, n-are rost, fiecare om își duce crucea. Totuși, vederea spațială se creează uitându-te la spațiu și sezizând spațiu, nu prin o fotografie care e bidimensională de la început. Într-o fotografie, dintr-o dată, ai totul rezolvat, dar nu spațiu. Personal, pentru mine, bătălia cu spațiu m-a împins de la prin desen la gravură și din gravură la sculptură. Sculptura mea nu înseamnă că voi face un braț rotund, că totul e aproape deformat, intră în plan, considerând că ajung din trei puncte de vedere, ajungi să cuprinzi tot volumul. E aici această minciună, e o iluzie pe care trebuie să o construiești și în același timp devii creator. E ca și la voi scriitorii, cuvintele. Cuvintele poate să creeze o altă lume, poate să creeze spațiu, poate să creeze amintiri, poate să se trimită oriunde, dar nu prin platitudine. De asta, știi, te gândești la Proust că, vai Doamne, are amintiri, are reverii, dar la el exista un spațiu, le simțea, se putea întoarce. Poate cu viitoarea gândire a videourile astea care îți creează iluzia realității, da. Poate, dar nu știu, pentru noi ca artiști, adică pentru cei care sunt morți după dorind să găsească, să simtă volumul, este foarte complicat. O fotografie este ca o farfurie care desenează un novice și o face o bărcuță. Pe când un artist încearcă să facă farfuria să vezi în spatele farfuriei. E, cum face aia? E, de asta vă spun, de asta am trecut la sculptură și văd că lumea mă apreciază ca sculptor acum. Mă bucură, mă alint, dar... Eu tot grafician vreau să fiu, numai că lucrările mele sunt ca și romanele lui Breban sau ale ăsta, nu mai le citește nimeni. Apropo de sculptură, care ar fi cea mai valoroasă? Acum totul se rezumă sau se cântărește în valută. Licitații, da, la licitația, nu știu care a câștigat. Da, eu unul sunt în, da, eu sunt împotrivă. Dat o sumă astronomică, da, mare. Da, eu sunt împotrivă a caselor de licitații, sunt împotriva licitației. De altfel pot să spun,
nu pot să mă vait în sensul că am trăit din ilustrații, dar pe lângă cea de profesor, adică am 47 de ani de muncă, pe carte de muncă, dar înainte, adică am cel puțin 100 de cărți ilustrate și am cel puțin 10 care au luat premii în străinătate și munceam câte un an, doi la ele. Deci câștigam și eu un ban în funcție de stasurile bănești, așa cum se dădeau și la scriitori. O poezie se plătea cu 100 de lei sau vorba lui Nichita. Știi? Într-o zi am scris 7 poezii la erau pentru patrie și îmi dă 800 de lei, hai să mergem la cârciumă. Și a fost de mai bun. Chiar așa nu e în sens figurat. Chiar 100 de lei era o poezie. Da, nu știu. El a primit pe 7 800 de lei. Așa, și a fost foarte fericit. Bineînțeles că i-am terminat în ziua aia la București, la brasserie. Deci nu, da, venea bănuțul. Pe când acum, voi, la poezi nu o să mai dă nimic. Eu cunosc pe Ileana Mălăncioiu, care și-a luat și-a 30 de cărți într-un volum. Restul, cine mai primește bani? Nu știu, tu știi mai și bine. Și din ilustrație cum era? Ilustrația cum era se plătea la maxim 1200, nu-ți dădea niciodată 1200 de lei. Pe toată cartea? Nu, nu, pe ilustrație. Dar ajungeai la... adică ei mergeau la mediu 500-600 de lei. Dar având 20, aveai un ban, nu uita că salariul era atunci... 2.000-3.000 de lei. Nu, eu aveam când am intrat în învățământ, aveam 1.010 lei. Păi m-am trecut la 1.030 și așa mai departe. Deci târziu când mi-am dat demisia, aveam și eu 1.600. Deci nu banii ăștia, banii aia. Dar asta era viața. Dar câștigam un ban din lucrul ăsta și atunci nu mi-am permis, adică nu-mi place ideea să ies și să mă pună cineva în discuție câți bani să-ți dau pe lucrare. De-aia am reacție față de negustorii, de lucrări, de altfel nici nu vând. Fac cadouri pentru... Bun, dar există o piață de artă, așa îi spune. Există, dar tocmai asta, vezi cum mă deranjează, piață de artă. Așa îi spune, da. Înseamnă că ești cum să spun, arta n-o faci pentru a vinde. Eu nu cred că Eminescu și-a scris poeziile cât vrea să le vândă. De altfel, de-aia nici nu le-a publicat el. El a publicat Maiorescu și a mai și corectat niște versuri și a făcut... o crize săracul Eminescu. Da, păi era firesc. Culmea că avea dreptate Eminescu. Dar Maiorescu, fiind un literat, credea că ăla nu știe să scrie, știi? De asta. Apropo de Nichita Ionescu, el se lupta cu cenzura? Erau nu, probleme? Sau fiind poeziile... La început, poate. Atunci când l-acuzau toți că a făcut și el compromisul. De altfel, vreau să spun că și astăzi compromisul, așa cum sunt acuzați că, vai Doamne, l-au făcut pe Ceaușescu. Mie mi se pare o prostie treaba asta. Un artist trebuia să facă un tablou bun. Dacă făcea un tablou bun, era artist. El pe Rafael, că l-a făcut pe papă, nu? Și rămâne, nu? Ei pe Velasquez, ei pe ăștia au făcut regii, ei pe Goya. Păi, dacă îți făceai datoria pentru tine bine, atunci n-aveai acest compromis. Nenorocirea era că au descoperit că e o șmecherie să câștige niște bani. Ăla, bar, n-avea nimic de... Nu știa să aprecieze, să facă diferență. Nu făcea nimic, era, venea gospodăria de partid, hai domne, să-i facem cadou lui Ceaușescu ceva. Și trebuiau portrete și făceau toți. Să câștigau un ban, era o sumă foarte mare. Să dea lui Ceaușescu atunci, adică, cred că nici nu le vedea. 80.000 de lei era cât o mașină. Deci îl țin minte pe Sabin Bălașa, care s-a dus Sudana Gâdea la el. Ziți, ne-am gândit ca să faceți un portret al lui Ceaușescu. Da, e mare mândrie, mare. Bun, stau de vorbă și la un moment dat dă să plece. Și el zice, stați, n-am stabilit prețul. Păi cât să dă, la maxim, așa. Păi nu, eu nu fac așa. Dați 200.000 și pot să facă, nu pot să... Păi nu se poate că nu-i stați.
Până la urmă l-a făcut. De altfel, după mine, sunt două portrete foarte bune. Eu barem pentru portretul făcut lui Irina Ceaușescu, l-aș fi arestat. E cea, portretul ăla cu ea în roz și cu copiii ăia care arată că ca îngerași așa în spate. Doamne, sau vă țineți minte Ceaușescu ăla cu sceptru și cu cotul Carpaților. Era fabulos. Lumea la, în glumă, la mișto, să zicem. Da, el făcea, dar el era stilul ăsta. Dar culmea e că ceilalți făceau trișuri, poze, dar Bălașa întotdeauna a avut nebunia lui și a fost altceva. Așa, o fi stat să-i poze? După poze, păi nu, stătea. Singurul om care, i-a pozat Ceaușescu a fost Jalea, pentru că era un portret de tinerețe și l-a făcut după Ceaușescu așa și l-a pus și pe un soclu de cărți. Dar acum, hai să nu râdem. Dacă vrei să-l faci, hai să-l luăm pe Becali, nu? Păi, îl faci. Și el te plătește și tu ești fericit că ai luat bărnuțul. Păi, acum, Oda există, a existat de când lumea, nu? Dacă da, luăm caietele principului... Poți strecura și cât un mesaj, nu cum l-a făcut cu fundul pe cărți? Nu, că el n-a făcut așa... Nu cred că l-a făcut Jalea ca cu o intenție de genul ăsta, de șopârlă. Pe acesta da. N-am văzut-o, nu știu. Da, da. E singura care... Bine, Jalea era un erou din război, din primul război, n-avea o mână pierdută, adică nu se juca. Cred că chiar a făcut cu respect lucrul ăsta, crezând că va fi o lume bună. Da, a fost, de exemplu, una dintre ultimele fotografii ale lui Ceaușescu, cred că o revistă americană l-a pozat pe malul Snagovului, printre nuferi, și l-a pus să țină mâna așa, gen marchiz. Da, nu știu dacă l-a pus. Și a stat, păi, da, l-a da, pus, că altfel da. Cum? I-a bine, pe copertă. Știți, eu sunt puțin sceptic asupra acestor lucruri, pentru că dacă stai și te gândești, am avut o relație cu americanii care, cât a fost, nu eram chiar supuși chiar așa mult cum suntem astăzi. Și vorba aia, regina Angliei l-a plimbat cu trăsura, ăilanții... Deci nu are rost să discutăm. Adică cred că ajungem să fim complexați. Să ne întoarcem la Nichita da. Stănescu. Ați amintit acea lovitură financiară pe care a consumat-o într-o seară. Cum? Nu el. Toată lumea spune așa. Vreau să spun că el dăruia. Când îl... Așa cum erau ușile deschise la el în casă, știi, n-ai fost niciodată acolo, n-avea clanță la ușă. Să intra la orice oră. Deci intratul era obișnuit și eu am intrat tot așa. Așa, cum l-ați cunoscut? Tot așa. Am vrut să-l cunosc pentru că eu iubeam mai mult pe Sorescu înainte, când plăcea Parabola, cu Kafka era în perioada asta, dar după aia... Am vorbit mult și am vrut să-l cunosc. Apăruse deja și 11 elegii, plăcuse foarte mult cu dedicatul lui Vasile Pârvan și am vrut să-l cunosc, mai ales că limbajul nu mi-era apropiat. Eu mergeam spre Parabolă și pe claritatea imaginii, nu pe așteptarea asta, pe necuvânta lui. Și am intrat la el în casă. Și era o grămadă, era o masă rotundă, bonanța, cu 6 scaune, astea erau tot, restul se deau pe jos sau unde puteau să stea în picioare. Și am intrat și eu și am stat jos și am stat și m-am plecat. Și cum am venit a doua zi, cum am venit a treia zi, cum mi-am luat o planșetă și am început să desenez. Nu m-a întrebat... Așa, nu v-a întrebat să nimic, nu. Nimeni? Nu, nu. Dar ascultam, de altfel n-am vorbit mult. Pe urmă m-am împrietenit cu Nichita când a venit și la mine la atelier. Nici acum nu pot să spun, așa cum se laudă toți, că am fost prieten cu Nichita. Nu, am fost un magister
un nene mai mare, aș putea spune, și un profesor, pentru că stăteai și ascultai, era plin de vervă, dar și lumea cu care venea. Și vreau să spun că de aici am și început problema cu lui, cu vai, Doamne, că aș fi fost securist. Nu. Securist, sau cum e casele securității, cum a spus un băiat tânăr, de altfel a și murit înainte de vreme, băiatul ăsta. Ce se întâmplă? În casa lui Nichita veneau tot felul de oameni, dar mari, de față. Și asta mi-a plăcut la un moment dat. A intrat un general de securitate, cred că era. Și ăia, a venit ăsta, general, fii atent, fii atent. Și ăsta zice, mai terminați naibii cu problemele astea. E mai bine să vină un general să vadă că ce vorbim, decât să vină un informator să inventeze cine știe ce despre noi, ce facem aici. De fel a fost și celebra căutare, erau făcuse rei o asociație de apărare a femeii prin artă, SIRFA se numea, Societatea pentru... Și securitatea a început să caute ce dracu era asta. E, nu era nimic, era un fel de amuzament, de cum să spun, să avem grijă de partea feminină. Știți că omul nostru din Havana, Romanul, da, cum să lui Graham Greene a inventat niște spioni și a început să moară lumea. Păi, așa se întâmpla. Da, de-aia spun, nu? Asta era făcută asociația asta. Bine, dar ei totul era o glumă, era nemaipomenit. Dar, în schimb, scria, gândeam, puteai să auzi. Cât până când cât a putut să fie de sănătos. După aia a continuat. Păi și când și-a dat seama, nu... I-a continuat. În ceea ce revin la acest subiect, arta abstractă, cum o apreciau cenzorii publici? Să vă spun ce se întâmplă. Hai să zicem, aceste tablouri sau sculpturile venite dinspre realismul socialist. Mă rog, unele bune, altele rele, altele fake-uri, să ia banii gospodării de partid, dar arta abstractă cum o apreciau? Cum o... Vedeți ce se întâmplă? Cum puneau? Ce pot să vorbesc e ceea ce gândesc eu. Și cred că le-a convenit impecabil abstractul. Și pot să spun lucrul acesta, că nu mai căutau partea literară a lucrului. La cuvânt au rămas. Trebuiau să vadă unde se duc. Și am văzut că a început chiar moda căutării. S-a întâmplat un lucru și pe care îl urmăresc și astăzi. Vedeți, baba, care intra într-un figurativ serios, avea probleme când l-a făcut pe omul cu lingura. Deja era foamete. Avea probleme când l-a făcut pe regele nebun. Dar când făceai grădinile suspendate a lui Alin Gheorghiu, îi le cumpăra în draci. Deci erau ca niște imprimeuri colorate, frumoase. De altfel, am văzut un lucru. Din ce în ce, și acum se accentuează, meseria și desenul începe să scadă. Au venit foarte mulți cei care erau la Stacov și la școala de 3 ani de arte plastice. Erau artiști, cum să spun, pentru care desenul nu mai era cel al realismului socialist și încercau să înlocuiască cu artă mecanică, cu artă, într-un fel, toate copieturi care erau, adică epigonice. Plecaseră în străinătate, trăseseră cu ochii de acolo, reviste n-aveam. Și ei veneau și erau modă. Aici era nemaipomenită o efervescență de artă abstractă și, bineînțeles, că aveau suportul descoperirii din verți. Ei aveau spatele în fond acoperit, când, domne, uite-te, merg pe drumul ăsta. Deci epigonismul a fost îngrozitor și se poate vedea. Sigur că nu mai jucăm,
Dar asta e problema mea personală. Iar cenzura era bucuroasă că... Că nu mai are, nu mai căuta, avea, da. S-a acceptat, deja îl dăduse drumul lui Brâncuș și deja a început să fie marele Brâncuș și fusese expoziție retrospectivă mare la Palatul, s-a ocupase Hăulică. Deci începuseră să se simtă vinovați că nu sunt alfabetizați. Și lăsau așa, mai ales că dacă luăm și arta avangardei din perioada respectivă, care era oprită până atunci, sigur că cred că erau debusolați. Pentru că închipuiți-vă că eu am avut la în momentul în care eram la liceu ca profesor, în care predam istoria artelor și desenul tehnic la liceu, până în clasa 11, s-a întâmplat un lucru foarte interesant, că s-a dat voie la un moment dat să profesorii de română trebuia să predea pe Bacovia și pe Blaga. Și unii profesori de română abar n-aveau cine sunt ăștia. Și predau la liceu după niște cărticele care apăruseră repede, biblioteca pentru toți, care aveau 16 pagini, dar erau așa, pagina 1 albă pe spate, coperta interioară, o prefață de 2 pagini și fost 6 poezii. Și ăștia spuneau, domne, cine mai sunt ăștia? Vă dați seama la ce nivel. Și ăștia de la cultură, cred că erau speriați. Ce cenzură să faci dacă tu nu știai nimic? Când auzeau că Brâncuș, credeți că i-au priceput de Brâncuș ceva? Și acum, dacă stau și gândești bine, abar n-au despre Brâncuș, dar snobeala te face să spui că nu, că e mare. De altfel, se și vede. Apropo de snobeală, uite, o idee pentru cărțile acestea de lux, să spunem, o carte cu desene. Să caut acum, băi, ce-i duc cadou. Nu, pe vremuri te duceai cu o cutie cu ciocolată, nu, era o aniversare a unui coleg, adică erau niște cadouri simbolice. Acum asta aici, doamne, ce să iau? Da, să iau un lucru de valoare, să nu fie să vă spun ceva un lucru de care n-are nevoie. Îi duci o carte din aceasta cu filigran, cu hârtie specială. Da, dar n-ai unde să o găsești. Păi asta zic, dacă ar deveni o piață pentru cărți... Ar fi o piață, asta am încercat cu studenții cărți. Să fac. Am făcut deja și eram în condiții, eram cu doamna Ciubâncan de la Monitor Oficial și mi-a ajutat studenții, că n-aveam bani niciunii dintre noi, și am făcut o colecție Eminescu, Blaga, Bacovia, Ion Barbu și Minulescu. Colecție nemaipomenit de frumoasă. Și spun acest lucru că ce am făcut? Fiecare student, de altfel și artiștii, de altfel se pot găsi la Biblioteca Academiei, cartea era identică. Dar se înlocuiau paginile, se puneau, deci fiecare artist făcea 21 de cărți, una intra în Academie și el ilustra aceeași carte. Închipuiți-vă că aveam Baudelaire, care ar fi fost făcut același corp de carte, de Picasso, de Braque, de Chagall, de așa cum e și Biblia. Deci fiecare putea să-și aleagă poetul cu ilustrația pictorului care vroia să care îl ilustra. Am făcut deci adică cărțile. Adică fiecare cumpărător și alegea o carte a artistului. Deci artistul. De asta am plecat de la ideea că ar fi ilustrat Brâncuș cu Eminescu, de exemplu. Sau am reușit să fac la Eminescu sonetele și am adus, sunt 60 de artiști care au făcut aceste și sculptori și
graficieni și nume mari, Mircea Spătaru, Paul Vasilescu, Ștendă, doamna Tița, au ilustrat și finlandezi, au ilustrat și, între care e și o doamnă care era nepoata lui Maxim Gorki. Da, care e așa. Ce să vă spun, da, colecții, acum toată colecția e aceeași, adică cartea e aceeași, sonetele sunt aceleași, pe aceeași hârtie, numai că ilustrațiile sunt diferite. Și au fost în 21 de exemplare, 3 exemplare le-am luat eu de la început și restul nu știu ce au făcut fiecare artist cu ele. Dar zic că asta ar fi fost o idee, de-aia țin foarte mult la ideea aceasta de tipăritură și de legătură cu scriitorul. Pentru mine legătura cu scriitorul este fantastică. M-am apropiat de scriitor, parcă sunt eu, numai că nu scriu. Nu prea avem statui ale oamenilor celebri din România, să spunem, scriitori. Până una alta vreau să vă zic un lucru care chiar mă deranjează. Știți că noi, acum mă lupt cu domnul Cristescu de la Muzeul Literaturii, care trebuie să recomand, e un muzeu nemaipomenit, cred că l-ați văzut. Și mai ales ce și o să face o mulțime de acțiuni, dar e plin de evenimente acolo. Sunt niște copii tineri, adică eu și-a făcut un colectiv de tineret care muncesc, dar de plăcere. Adică dacă țineți minte cum era înainte la Dacia, așa, era un fel de mai mult cârciumă decât Muzeul Literaturii. Aici nu e, ai acțiuni și toți vor să laude. Uite, vorbim de o statuie. Închipuiți-vă că în București nu există statuia lui Mircea cel Bătrân. Și Valahia, nu? E Muntenia. Avem de Ștefan cel Mare, dar nu-l avem pe Mircea cel Bătrân. Și Paul Vasilescu, la muzeu există o statuie a lui Mircea cel Bătrân, pe care am vrea să o punem în fața Bisericii Albe, micuțe, pe coloanele respective, ar arăta foarte frumos. Vis-a-vis, cum ar fi? Da, chiar la muzeu, dar ca pe Calea Victoriei, așa cum ar fi Traian, acela care l-a pus Gorduz pe treptele de la Muzeul de Istorie. Muzeul de Istorie, așa ar fi, vă dați seama, ar trece lumea pe lângă Mircea cel Bătrân, dar e o statuie așa frumoasă, atât de elocventă. Adevărul că ar putea să fie un stil, uite, dacă, că tot nu avem ceva specific, statuile să fie la nivelul străzii, să treacă lumea printre ele în București, dacă tot o avem pe prima, a doua, aici începe iar o nenorocire care a plecat. Că tot nu avem spațiu, trebuie să facă expropriere, nu știu, știu, dar vedeți ce se întâmplă și aici e o nenorocire. Dom'le, toată lumea vrea să pună într-un centru. Luați cum e piața aia cu Constituției. Păi sunt cinci statui acolo pus. E Carol, e Revoluție. Maniu, a Revoluției. E Maniu, e statuia pentru Revoluție, e pe partea cealaltă... Cartoful înfipt în făculiță. Da, în nu pot să vorbesc, nu pronunț. Deci este, așa e, că știți... Eu i-am dat articolul ăsta cu... Dumneavoastră faceți ce doriți. O am observat-o, nu a apărut încă. Am observat-o când treceam pe acolo în construcție și zic, tu așa o rămâne, adică era pur și simplu un cartof înfipt într-o țepușă. Da. Alții nu i-au spus cartofi, i-au zis mai licențiu. Deci avem trei până în prezent și pe lângă Maniu, mai Coposul, mai este încă o statuie care este în fața bisericii Crețulescu. Acelea au un mesaj, Coposul... Știu, dar prea multe într-un spațiu, în general, se așează o statuie și centrează ca o biserică o piață. Dacă să pui într-un spațiu 10... De ce oare au vrut toți acolo? Pentru că au crezut că în felul ăsta devin mai cunoscuți. Nu știu, nu-mi dau seama. Dar de ce lasă arhitectul? Arhitectul e vinovat. Arhitectul orașului. A orașului, păi da. Nu se poate. Da, și sunt acele cartiere uriașe fără nimic. Băi, da, dar sunt atâtea locuri unde poți să pui. Iartă-mă,
sunt locuri care pot centra lucrul. Păi dacă stai și te gândești, în Piața Victoriei nu e nimic. Puteți să-mi spuneți, auzi să fac acum. E o girafă de plastic la, păi, vedeți? La muzeu. Bine, o să, o să apară, cred că o să fie Ferdinand în locul statuii acelea ostașului sovietic. Și asta a fost, asta mie mi s-a părut o greșeală, să demolez statuile așa cum au făcut și comuniștii. Au dat jos, era statuia ostașului sovietic în Viena, vorba aia țară, e un tank sovietic pus ca monument, loc de monument după retă. Au demolat Petru Groza și Lenin. Au fost într-o epocă, ăștia au fost conducătorii. De ce să le ascundem? Și eu sunt absolut de acord. Eu, unul, zic că băgăm sub preș niște lucruri, dar epocile trebuie să rămână. Închipuiți-mi că aș face un film cu perioada aia. Păi, eu acum aș fi făcut Casa Scânteii așa și cu statuia aia care era și eu am deja decorul gata făcut și trimit într-un lucru. Exact cum aș dărâma la Monosov acum sau să dărâm Casa Scânteii. Păi de ce să o dărâm? Da. Adică sau, e o clădire. Steaua, care era? Vârful... După vârf. Nu, nu. Ce se întâmplă? Sunt niște exagerări, dar aici pleacă tot din partea literaturii, mă iertați, eu cred că tot de la literați pleacă, pentru că fiecare e alfabetizat acum și are idei. Așa cum culoarea este vinovată, dacă vezi roșu, zici că ești comunist, dacă vezi... Adică facem niște greșeli, dar asta e de educație. Ar putea fi recuperate? Statuile n-au fost topite. Din nu erau acum câțiva ani, sper să nu, sunt multe topite. Sunt multe, pentru că am făcut greșeli grave. De exemplu, al lui Carol, comuniștii au venit și el. Asta a făcut-o special și comuniștii, să știam. Da, urmele, da. Și noi, Lenin și Groza erau la Mogoșeni, nu erau topite. Păi sunt, da, sunt acolo, dar sunt pun iarmă. Păi și n-ar putea dar mă să gândesc le... la statuia lui Carol, care era făcută de Mestrovici, și puteam să o vindem și să luăm o grămadă bani pe ea, așa cum acum pe Bulevardul Dacia e statuia lui... statuia lui Împrătianu, care e din granit, ăla frumos, o statuia superbă, care parcă zici că e o sculptură egipteană. Bine că aici a fost Oroveanu, a apărat-o, pentru că deja au vrut să dărâme, să o taie, i-au și ciobit nasul, bine că e restaurat, acum e la locul ei, stă bine și așa mai departe. Vedeți, sunt niște greșeli care le facem pentru că poate n-au fost și oameni de cultură care să aibă grijă. Totul a devenit numai ideologie. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Cred că am vorbit foarte mult.